Bună ziua sau bună seara sau bună după amiaza. Să revenim la Maria și să te placă sau mai știu eu ce. Este în felul următor, în momentul de față. O poveste mai nouă, mai aparte. Practic, la început s-au urât, s-au înjurat ca la ușa cortului, după care s-au împăcat, știți voi, dragoste cu năbădăi. După care s-au sărutat de împăcare, s-au culcat de împăcare, după care iar s-au certat. Și la sfârșit ajung la faza aceea. Nesinită de nimeni. Sunteți de acord să-l luați pe Cutărescu? Atât și pe pământ și până când moartea vă va despărți? Iar răspunsul a fost simplu și sec. Da. El răspunde la fel. Sunteți de acord că până moartea vă va despărți, să fiți împreună pe pământ și să vă iubiți, să vă părtășiți sentimentele, pumnii, înjurăturile și toate cele? Răspunsul, bineînțeles că preotul sau primarul care căsătorește nu știe această poveste, înjurătură toate cele. Și răspunsul lor este da, până când moartea ne va despărți. Așa că cei doi ajung. O să-l țină în puf. Ia, o să-l țină în puf. Va încela cu cineva. O să-i dau un pumn în cap. Că m-a înșelat. O să pun biciu pe ea sau pe el. Și se ceartă. În fiecare zi ajung din ce în ce mai aparte. Interesant, nu? Până când moartea vă va despărți. M-a înșelat cu cineva. Îi dau un pumn în gură. Am dat un pumn în gură. Am lăsat o lată. Nu, că îl iubesc. Știi cum sunt fetele. Nu, că îl iubesc. Mi-a dat un pumn în gură, dar eu am fost de vină că l-am înșelat cu un alt bărbat. El. Am pus-o la respect. Te mai prind că mă înșel. Uite așa, ajunge în ceea ce se cheamă violență domestică. Doar e până când moartea vă va despărți. Ea înșeală, pum primește și alt bărbat face altceva. Da, cu ea. Ești la muncă fericit, în partea cealaltă nu mai e. Cam atât pentru primul subiect sau al doilea subiect, de fapt.